Îl consider un pas către întoarcerea la viața noastră de dinainte de pandemie. Toți colegii care au acceptat și au fost de acord să vină să se vaccineze, vin conform unei planificări. Cei care încă nu s-au decis, le transmit mesajul să pună întrebările și încurajez să vină să se vaccineze. Medicii de la Victor Babeș nu au avut nicio problemă în momentul vaccinării. Nu am avut emoții, cumva când trăiești pandemia asta de la început și treci prin toate stările, inclusiv starea de pacient, atunci decizia e una mai mult decât ușoară și mai mult decât una naturală. Sunt fericit că m-am vaccinat, sunt fericit că există vaccinul ăsta și vă încurajez să-mi urmați exemplu. Trebuie să ne pese foarte mult de cei din jur, nu știm cei din jur ce alte comorbidități au și cu această boală grea, până la urmă, este greu să treci prin asta, să știi că tu nu i-ai protejat și, Doamne ferește, poate să moară. Aceștia au vorbit despre importanța vaccinării. Este un vaccin atât de simplu și atât de ușor de suportat, încât nu avem de ce să ne temem. Nu putem decide pentru cineva dacă să se vaccine sau nu. Fiecare hotărăște pentru el. Eu, din punctul meu de vedere, consider că este importantă vaccinarea. Istoria ne-a demonstrat că bolile s-au eradicat prin vaccinare. Medicii așteaptă întrebările de la cei sceptici cu privire la vaccin, pentru a le explica beneficiile serului. Este o boală urâtă, este o boală cu evoluție fulminantă și e o boală grea. Și mă bucur că sper să n-ajungă nimeni în ea, mai ales acum, că am ajuns în punctul acesta, în care putem să prevenim, nu doar să tratăm. Orice întrebare, dacă au ezite, dacă au scepticism, cum aș doamna doctor, vorbiți cu noi. Suntem aici să vă oferim informații, să vă susținem și să vă și vaccinăm.